și antreprenorul îmi plac cel mai mult oamenii, sunt incredibili. Aici, în orașul antreprenorului, îmi place vibe-ul, mai ales că e prima oară, deși sunt la a treia ediție, e prima oară când vin aici ca antreprenor. La Nopici, în Pitch & Bayangi, mi-a plăcut ideea în sine, s-a părut disruptivă, creativă și mi s-a părut foarte tare inițiativa, pentru că nu mă așteptam ca eu, un om care pur și simplu am o activitate și o agendă destul de încărcată, să am șansă să pot să piciuiesc și eu, minut, o idee. La Unofficial Pitches Powered by ING mi-a plăcut șansa aceasta de a avea așa un fel de preview a ceea ce înseamnă un pitch. Bună ziua, mă numesc Radu. Alex Buzeanu. Andra Gerasim. Ianu Bogdan. Eu sunt Dan de la Recul, de la Remediu Cultural. Facem teatru, facem impro, suntem mereu pe val. Atmosfera. E o tensiune pozitivă de hai să demonstrăm ce avem mai bun, hai să arătăm tuturor ce facem și implică foarte mult curaj în spate, dar atmosfera de aici face diferența de fiecare dată. Cred că îmi place adrenalina pe care ți-o dă evenimentul și energia și a publicului și a organizatorilor. Cel mai mult îmi place inițiativa în sine pentru a încuraja startup-uri din România să creeze mai multă inovație, să încercăm să sprijinim antreprenoriatul. Lateralul scenei, înainte să-mi vină rândul și îmi bătea inima de îmbubuia. Nu știam cum să nu mă blochez la primele două cuvinte. Te face să depășești niște bariere, să începi să ai încredere în tine că poți mai mult și mai mult și mai mult.